Doru 1 tras 1. Salut! Bine ai venit la un ATC. Asta o să ți-o spunem peste câteva săptămâni după ce ai intrat. În orice caz, vreau să spun câteva lucruri. Dacă, dacă nu-ți place să fii în lumina reflectoarelor sau dacă nu-ți place să ai de-a face cu mulți oameni, sau dacă nu-ți plac limbile străine, nu veni la noi. Dar dacă îți plac toate lucrurile astea și te-ai hotărât să dai la un ATC, atunci, în mod sigur, aici este locul în care te vei dezvolta, și mai mult decât atât, cred că este locul în care te vei găsi pe tine. Te-am întrebat dacă îți plac limbile străine. Nu mă refer nici la engleză, nici la franceză, nici la rusă. Mă refer la niște limbaje, niște limbaje artistice care s-ar putea pentru tine la un moment dat în viață să-ți dai seama că înseamnă aproape totul. Dacă vii la noi, dacă vii la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, atunci vei învăța fie să-ți folosești trupul, glasul ca să joci pe o scenă, fie vei învăța să folosești mișcările ca să fii coregraf, fie vei învăța să mânuiești păpuși, marionete, fie vei învăța să fii în spatele camerei, să faci un concept regizoral, montaj, sunet și așa mai departe. De ce spun asta? Pentru că aici, în această instituție, venerabilă de altfel, este o doamnă de 70 de ani, sau credem noi că este o doamnă, poate nu este o doamnă, în această instituție se centralizează toate aceste arte. Tot ceea ce înseamnă artele teatrale și artele cinematografice și pentru că sunt de la facultatea de film și pentru că reprezint departamentul de regie de film, am să-ți vorbesc mai degrabă despre cinema. Un mare regizor francez, Leo Scarax, contemporan cu noi, spunea că de fapt filmul este un limbaj imaginar, un limbaj inventat, care ne permite să trecem dincolo. Nu spunea dincolo de ce, poate dincolo de lume, poate dincolo uneori de noi înșine. Cinemaul, și aici mă refer la cinemaul de calitate, ne marchează viețile. Filmul bun face parte integrantă din noi înșine. Ducem cu noi, la fel cum ducem romane bune, la fel cum ducem melodii care ne plac, ducem cu noi un bagaj de filme, ducem cu noi un bagaj de personaje și acestea ne influențează, și în același timp, în anumite cazuri. Ne fac să vedem altfel viața. Ce te face pe tine, dragul meu candidat sau draga mea candidată, să treci de la statutul comod de cinefil, de tânăr care vede filme și îi plac filmele? Ce te face așadar să schimbi acest statut comod și să încerci să devii cineast? După mine, răspunsul la această întrebare nu poate să vină decât din interiorul vostru, din interiorul fiecărui candidat în parte. Dacă simțiți o dorință arzătoare de a vă exprima prin imagini și prin sunete, atunci ăsta, un ATC-ul, este locul potrivit. Aici puteți să învățați, să faceți film, aici puteți să învățați să vedeți filmul cu alți ochi, aici puteți să vă dezvoltați și în același timp. Să dezvoltați proiecte. Asta dincolo de toate celelalte cursuri care vă vor spori cunoștințele generale, cunoștințele specifice, abilitățile voastre de a lucra cu imagine și sunet. Ce pot să vă spun? Sunt destul de nerăbdător să vă văd primul examen, care se va întâmpla în februarie. Abia aștept să văd filmele voastre și abia aștept să vă cunosc.